consecință, ceea ce am spus noi și repetăm și acum, este că creșterile salariale sunt inevitabile. Și această mișcare a forței de muncă le accentuează. Ceea ce trebuie să facem noi este să fim înțelepți, să le ținem sub control. Într-o manieră rezonabilă, corelat cu mai mulți indicatori, care toți țin, productivitatea este numai unul, l-am menționat pe acesta, dar țin de ceea ce se numește echilibru macroeconomic și macrostabilitate financiară.